După 31 martie vom plăti dublu pentru polița de asigurare. Până acum aceasta costa 1.941 de lei, iar începând cu 1 aprilie 2012, persoanele care nu au un loc de muncă stabil și șomerii vor scoate din buzunar 2.982 de lei pentru o poliță de asigurare. Îl pot face la Centrul Medicilor de Familie, în biroul 414, sau la orice oficiu poștal din Raion sau din Republică, cu această sumă. Patentarii li se eliberează o confirmare de la Centrul Medicilor de Familie, acești care au procurat pentru Inspectorat Fiscal. În general, toți deținătorii de patentă care nu sunt angajați în alt loc de muncă, nu sunt pensionari și nu au grad de invaliditate, au procurat, care au primit patenta inițial de anul ăsta sau au fost prelungit, au procurat practic la 100%. Medicii spun că e mult mai convenabil să ai poliță de asigurare decât să achiți spitalizarea. Au procurat poliță, zipat nu a plătit, medicamentele nu a plătit și restul de-amu are consultații la Chișinău, tot cu poliță, poftim, și tot locul degeaba. Cu pacienții care vin la dumneavoastră, discutați, mea, discutăm și-i convingem și-i trimitem scumpere poliță, chiar azi. Un flăcău tânăr după armată, nici nu lucrează, nici nu învață, l-am trimis, s-a procurat poliță și s-a dus în chirurgie, trebuie să opereze apendicită. Indiferent, este asigurat sau nu, consultația medicului de familie este gratis, garantat. Și investigațiile sunt gratis. Pentru pacienții neasigurați, sunt o serie întreagă de investigații care țin de controlul profilactic, adică nu de boală. Chiar dacă omul este sănătos, nu prezintă acuze, are drept odată pe an să vii să controleze și să dea un set, o serie întreagă de investigații, gratis, chiar dacă nu are poliță. Cu toate că polița de asigurare medicală este obligatorie pentru cetățenii Republicii Moldova, nu toți își permit să o procure din lipsă de bani. Alții spun că nici nu au nevoie de ea. Până când? Cred că când azi ne ajung, atunci așa să luăm și poliță. Dar dacă nu au, noi le lămurim pacienților și îi convingem că ei trebuie să iei polița de asigurare, fiindcă internându-te într-un spital, e foarte scump ziua pat. Și așa dacă o plătesc, și tot așa dacă se duce de fiecare an în vânt. Și la noi știți cum e regula în Republica Moldova. Ați fost nevoie să vă adresați la medic vreodată? Cam rar mă adresez la dânși. Dacă și mă duc la privat și plătesc, n-am probleme. Tot ne plătești pe set loc. Începând cu 2012, polița de asigurare va costa cu 211 lei mai scump. Iar cei care vor cumpăra polița până la 31 martie vor beneficia de o reducere de 50% și nu de 75% ca până acum.